Bună dimineața, bună dimineața, frumoși și mei, dragii mei! Ce faceți? Cum sunteți? Sper din suflet că sunteți bine, sper din suflet că aveți parte de o săptămână minunată și binecuvântată, la fel ca inimile voastre. Așa cum v-am promis, iată-mă cu cositorul în fața voastră, dragii mei, cositorul lunii iunie, un cositor care eu l-am descântat aseară, după ce am venit de la, știți unde am fost, mănăstire și așa mai departe, unde am mers cu drag, atât pentru voi cât și pentru mine. M-am încărcat cu o foarte mare energie pozitivă, pentru că sunt locuri frumoase, locuri pline de natură, locuri binecuvântate de Dumnezeu, da, dragii mei? Sper să aveți pe masă un pahar de apă, lumânare, o plantă, dacă doriți să fie energia apă, foc, pământ, aer, aerul care noi îl avem în jurul nostru, da? Vă mulțumesc pentru like-ul și pentru inimioare. Sunt foarte fericită că vin rusalile, vin sârzienele și eu vreau să mă pregătesc cu pași încet pentru un ritual super frumos în câmp pentru voi, un ritual care o să-l fac cu sufletul și cu inima pentru toți cei care sunteți aici prezenți și mă urmăriți. Un ritual de prosperitate, un ritual de dragoste, un ritual de, bineînțeles, chiar și de îndepărtare a răului, de ce nu? Un ritual de binecuvântări, în primul și în primul rând. Apropo de binecuvântări, dragii mei, binecuvântați-vă dușmanii, da? Chiar dacă vă este greu, chiar dacă vă doare sufletul, că vă fac rele, da? Pentru că lumea s-a înrăit foarte, foarte mult, lumea trăiește în ură, în răutate, în întuneric, da? Să nu uităm că este foarte mare, cum să zic, ură pe fața pământului. Din ce trece timpul, din ce ura este mult mai mare, invidia și ura au luat o mare amploare pe fața pământului, dragii mei. Așa că toți cei care aveți probleme în familiile voastre, chiar dacă este cu soțul și vă doare sufletul, că este cu copilul, că este cu cineva din neamul vostru, în loc să blestemați, mergeți la biserică, dragii mei, și binecuvântați acest dușman, pentru că voi știți că Domnul nostru Iisus Hristos tot ne-a învățat să nu stăm împotriva celui rău și invidios și a zis: iubiți-vă vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să răsoară soarele, asupra voastră și asupra lor, bineînțeles, iar dacă ei nu se opresc, va răsări întunericul asupra lor, adică Dumnezeu își va pune mâna peste noi toți. Înțelegi? Așa că, dragii mei, chiar dacă vă doare sufletul, chiar dacă este greu, da, rugați-vă, dați pentru dușmanii voștri la lume de mâncare, da, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i ierte pentru problemele lor care ei le au, pentru că probabil asupra lor probabil este un duc de ceartă, un duc nedemonială, un duc de toți avem păcate, toți ne naștem în păcate, trebuie să lăsăm și mai ales ignoranța, în primul și în primul rând, bine, este foarte greu dacă trăiești cu persoana respectivă în casă să ignori, da, dar nu uitați că diavolul cel mai tare se teme de ignoranță și se teme de iubire. Dacă tu îi dai de mâncare răutate, el îți va da mai multă răutate. Iar dacă tu îi vei da iubire, el atunci nu va mai avea putere. De aceea se spune: iubiți-vă dușmanii, că în momentul în care ei vă bleastămă, ei vă binecuvântează. Da? Haideți să facem cositorul, dragii mei. Asta este un cositor pentru voi toți. Aici, în primul și în primul rând, vor ieși ceva rele din corpul vostru. Cei care vă veți uita la acest cositor 7 zile sau cel puțin 3 zile, veți simți această energie și vă veți purifica. Puteți să vă omitați, puteți să vă fie rău, da? Sau să vă doară capul. Aveți tot felul de stări. Aici vă cad lacrimile. Asta vrea să zică că vor ieși lacrimile din voi. Va fi de bine pentru că vă veți elibera, da? Aici, bineînțeles că s-a adunat, unde vedeți această chestie, s-a adunat, cum se numește, stați să închid un pic geamul, acolo s-a adunat tot argintul viu, îl vedeți aici sus, este tot argintul viu adunat în multe persoane care voi l-ați băut, l-ați mâncat sau v-a fost trimis prin descântece, da? Vă spun că dacă doriți să vă purificați, bineînțeles, asta nu este o regulă, și vă uitați la acest video și credeți cu adevărat, va trebui să mâncați mâncăruri mai ușoare, da? Să mâncați salată, să beți multe lichide, să nu mâncați carne, cel puțin 3 zile cât vă veți uita la acest video, ca să poată să iese din corpul vostru lucrurile rele. Cositorul se descântă lunea, miercuria și vinerea și se face de 3 ori pe lună, da?
Haideți să încercăm aici să vedem. Aici sunt niște farmece făcute pe sufletul vostru, pe inima voastră. Da? Cineva a încercat să ieie, cum să vă zic eu, probabil să facă voodoo sau ce știu eu, să bage cuie sau ace într-o inimă și de aia aveți probleme la inimă, de aia aveți înțepături, de aia aveți lucruri care vă deranjează cu inima și de fapt când mergeți la spital nu vă găsește probleme, da? Dar vă spune doar că aveți pe bază de stres sau nu știu ce și pe voi vă înțeapă inima de nu mai puteți. În momentul în care vă înțeapă inima, cu siguranță aceste persoane lucrează cu răutate și vă pune cuie sau vă pune ace în inimă, da? Aici sunt foarte fericită pentru mulți dintre voi, pentru că sporul banului se desleagă, da? Multe persoane care aveți sporul banului legat, există șanse foarte mari, mi-apare un 3, poate să fie 3 zile, 3 săptămâni, chiar și 3 luni, să se dezlege acest spor de bani. Mai aveți bâte, da? Deci vreau să spună că mai sunt ceva obstacole pentru mulți dintre voi, v-am spus, depinde ce farmece aveți și ce încărcături aveți, pentru că sunt lucruri poate foarte grave care nu se dezleagă chiar atât de repede, exact ca și la doctor, tratamentul durează până când tu te faci bine, da? Se mai poate vedea un picior de animal. Este clar că aici s-a făcut ceva pe animale, da? Un picior de animal și mai este o broască, da? Persoanele care v-ați găsit broaște la ușă, moarte sau dacă ați găsit ceva, poate să fie un picior de iepure sau chiar un picior de ce știu eu, carne tăiată de la măcelărie, aruncată, da? S-a făcut ceva ca voi să aveți probleme de sănătate sau copiii voștri, da? Să se îmbolnăvească, mai ales dacă ați pus mâna. V-am spus și v-am explicat de câte ori găsiți ceva, dragii mei, luați o mânușă pe mână, da? Și după care când intrați în casă, spălați ușa cu apă și cu oțet și puneți într-un pahar un pic de sare, faceți cruce și purificați locul, da? Sau noaptea când lumea nu vă vede, aruncați chiar cu urină, cu propria voastră urină și atunci, pentru că animalele își fac teritoriul, da? Își marchează teritoriul. Ce se mai poate vedea aici? Aici se vede un munte foarte mare, care voi trebuie să le scaladați. Mai aveți greutăți? Sunteți aici persoane cu inițiala de O, de F, mai văd un D, mai văd un S, persoane care încă mai aveți greutăți, încă vă mai luptați cu ceva blesteme, ceva farmece care planează asupra voastră și încă nu s-au îndepărtat de voi, da? Și văd aici că sunteți trași de o piatră către sus. Înseamnă că cineva totuși vă îndeamnă, înseamnă că cineva vă ajută să mergeți sus, da? Odată ce ați ajuns sus, dragii mei, va fi bine, da? Văd niște șerpi care vor cădea la pământ, este foarte bine, vreo 3 șerpi, asta vrea să spună că vreo 3 persoane care v-au făcut farmece sau 3 lucrături rele care au fost făcute asupra voastră se vor deslega de pe voi foarte bine. Se poate vedea lângă acești șerpi o inițială de P, o inițială de L, mai mi-apare un N dacă cunoașteți persoane cu aceste inițiale, da? De asemenea, farmecele care au fost făcute la morminte, da? Crucile, da? Îngropături făcute la morminte și aici se vor dezlega. Nu știu ce se va întâmpla, ați văzut că vine inundația, da? Eu aici văd ca o apă mare care cade peste aceste morminte, mai ales mormintele care sunt făcute în pământ și nu sunt cu piatră și ca și cum se lasă pământul la vale în jos și vreau să spun că iese farmecele îngropate și le vor vedea chiar și oamenii. Asta vrea să spună că persoanele care au îngropat, persoanele care au făcut, se vor face de mirul lumii pentru că se va întoarce totul împotriva lor. Odată ce se descoperă adevărul, nu mai ai ce să-i faci. Da? Se întoarce totul împotriva la persoanele care au lucrat. Aceste persoane văd o inițială de U, se mai poate vedea un D, se mai poate vedea un I. Da, sunt persoane care au lucrat la morminte și atunci dacă vine această apă, această inundație și pământul se lasă în jos, știți, iese în afară ce au îngropat ei acolo și bineînțeles se vor face de ocară, da? Aici, bineînțeles, că mai sunt, uite aici pe inimă, uite ce frumos se vede această inimă, da? Aveți farmece de despărțire, uite inimă, da? Deci s-au făcut farmece de despărțire asupra voastră, sunteți mulți care aveți asemenea farmece, care le aveți de despărțire. Eu văd aici o persoană cu inițiala de R și una cu H, nu știu cine sunt aceste persoane, mai ales cu H.
Dar vreau să spun că ați descoperit sau veți descoperi sau veți merge la un bioenergetician, văd că mergeți la persoane de genul ăsta care vă ajută, care vă îndrumă și care vă dă sfatul. Da? Să știți că nu mulți aveți farmece aici, sunteți și persoane care aveți probleme foarte mari cu spatele, cu coloana și asta și ar trebui să mergeți la, nu neapărat la masaj, să mergeți la agopunctură, pentru că acolo vă face cu ace de argint. Da? Cu ace de argint vă face și vă simțiți foarte bine, mai ales că argintul este un foarte mare conducător pentru îndepărtarea energiilor negative. Toți cei care vă simțiți că sunteți încărcați cu energie negativă, încercați să purtați argint. Că purtați inele, că purtați brățări, că purtați lanțuri, dar acest argint va trebui să-l purificați în sare, mai ales sare de Himalaya, îl puneți în sare de Himalaya și după aia îl purtați la mâini, da? Și veți vedea, dragii mei, că tot el, dacă se negrește, atunci se încarcă cu corpul vostru. Vedeți, și eu am aici argint, brățări și de argint, o singură brățară am de aur, dar restul sunt de argint, da? Vedeți? Și argintul trage foarte mult toate energiile negative, da? Atenție mărită la călătorii, da? În cazul în care vreți să faceți drumuri, mai ales prin biserici, mai ales prin mănăstiri, că vi se pun obstacole, dragii mei, din cauza că în spate sunt persoane care sunt invidioase, care sunt rele și vor ca să vă facă obstacole. Dar eu văd aici că aveți foarte mulți sânge păzitori și vă protejează de rău pe mulți dintre voi, da? Mai ales dacă sunteți cu P, cu S, cu I, cu E, inițiale multe. Aici aveți mulți dintre voi probleme cu coloana, da? Din cauza că mulți dintre voi ați călcat, poate că într-un cui sau într-o pioneză ruginită care a fost trimisă prin farmece și v-a afectat foarte mult problemele de coloană, da? V-a afectat coloana și ați fost prin doctor, unii dintre voi poate chiar v-ați și operat, dar să știți că nu are legătură sub nicio formă cu cum se numește, cu sănătate, are doar din cauza farmecelor, da? Aici se pare că se vede foc, da? Aici a fost ceva lucrat pe foc, ceva lucrat și aruncat pe foc, da? Dar parcă văd și aici, de asemenea, o ploaie care stinge acest foc. Deci îmi pare foarte bine că acest cositor, văd că arată foarte multe dezlegări, da? Acolo văd un inel, deci inelul încă mai planează, deci mai sunt farmece care voi le aveți făcute pe dragoste, ca să nu vă căsătoriți, da? Mai sunt încă farmece, mai sunt farmece făcute încă și planează pentru multe femei ca să nu poată să rămână însărcinate, da? Dar dacă vă uitați la acest cositor cel puțin 3 zile și veți face rugăciuni, rugați-vă la Sfântul Ciprian, la Sfântul Mina, care este împotriva dușmanilor și care îi blânzește pe dușman, la Rafael, la Mihail, la Gabriel, la toți îngerii păzitori, veți vedea că veți avea reușită și izbândă. Și bineînțeles, mergeți și voi la rândul vostru la biserică, da? Spovediți-vă, mai ales că vine înălțarea și dacă reușesc, voi merge și de înălțare pentru voi, da? Și pentru mine, bineînțeles, și pentru voi, dragii mei, da? Ce se mai poate vedea? Ce se mai poate vedea? Se poate vedea o persoană care se întoarce din drum, poate că soțul dumneavoastră, poate că persoana care a plecat din viața voastră, poate vi se va îndeplini această minunată dorință că soțul sau partenerul se va întoarce înapoi acasă, da? Și bineînțeles că aici se vede o roată din amare de tiribombă, da? Poate să însemne roata norocului, că se întoarce norocul înapoi la voi, sau poate să însemne că fie roata cât de mare sau cum se zice, nu este pătrată, este rotundă, ea se întoarce. Poate să însemne că se întoarce răul înapoi împotriva dușmanilor voștri care v-au făcut rău. Ori se întoarce norocul înapoi la voi, da? Mai ales la persoane care sunteți cu inițiala de L, vi se va face dreptate. Persoane care sunteți cu I, persoane care sunteți cu N, cu G, da? Vi se va face o mare dreptate, dragii mei, da? Aici apare ca un vulcan care erupe, Doamne ferește să nu se întâmple în lume chiar cu adevărat un dezastru, să explodeze vreun vulcan, să vină vreun cutremur, dar aici arată că multe persoane care au făcut rău se vor cutremura, da? Deci nu știu ce vrea să zică, va veni un cutremur așa peste unele persoane, da? Mai ales pentru persoanele care au făcut rău. Aici nu mi iese decât o simplă inițială, un L. Și un E de asemenea, da?
Și văd foarte multe dezlegări de spor de bani, dezlegări de dragoste, îmi place foarte multe, chiar și acest argint viu există șanse să iese din voi, încercați să mergeți mulți dintre voi să faceți agopunctură, vă ajută foarte mult pentru că este cu ace de argint. Sau să folosiți argint coroidal, luați-vă din farmacie argint coroidal, da? Este un dacă îl pui în gură și e pe bază de picături, alungă tot răul, alungă toate farmecele din corp, da? Să știți că aici în Italia se găsește, eu am în casă, stați că vi-l arăt imediat. Ăsta este, dragii mei, argintul coroidal, da? Pe bază de picături, este cu pipetă, să știți că puteți să dați și la copii, nu are niciun efect, este ca o apă, dacă îl bagi în apă purifică, da? Deci el omoară toate bacteriile. Argintul coroidal este folosit chiar și în apa sfințită, pentru că apa sfințită, adevărată apa sfințită, se sfințește în vase de argint, cred că voi știți. Cei care umblați la biserică și sunteți credincioși, știți destul de clar că vampirii fug de argint. Umblați și cumpărați-vă foarte mult argint, purtați-l la voi, cumpărați-vă acest argint coroidal care puteți să-l puneți în apă sau luați așa și vă va îndepărta de voi, în special cei care aveți argintul viu în corp, da? Aveți mercurul, da? Pentru că argintul viu nu este altceva decât mercurul. Folosiți asemenea produs și eu vă garantez că veți scăpa de argintul viu, da? De mercur, pentru că argintul coroidal omoară tot, chiar și cancerul, în cazul în care voi îl luați pe stomacul gol în fiecare dimineață, dragii mei, este foarte, foarte bun, da? Și știți destul de clar că v-am arătat o dată vouă, da? Că la noi în Transilvania se folosește și mercurul roșu, vi l-am arătat, uitați, ăsta este mercurul roșu, da? Care ăsta nu este altceva decât considerat sângele vampirilor, da? Acest mercur roșu, adevărat, în oglindă nu se vede, da? Ca să o să fac eu o dată rost și vă fac o demonstrație, nu se vede în oglindă, da? Pentru că știți că vampirii nu se vedeau în oglindă. Sunt foarte multe legende care stau în picioare. Deci ăsta, mercurul roșu, da? Mercurul roșu este folosit împotriva farmecelor. Deci cu ăsta alungi orice tip de farmec, orice tip de blestem, orice tip, este foarte periculos, nu oricine îl poate folosi, oamenii de știință l-au studiat foarte mult, se numește sângele vampirilor pentru că nu se vede în oglindă. Ăsta este făcut doar așa, în această pendulă, dragii mei, da? Iar acesta este folosit împotriva farmecelor și el, de asemenea, sunt foarte bune, sunt foarte multe lucruri pe fața pământului care sunt interesante. De exemplu, munții noștri Bucești, se știe că este apă vie, acolo dacă te duci iei apă din izvorul minunilor și bei, acolo să știți că este apă care și oamenii de știință s-au dus să vadă și au studiat-o și este o apă purificatoare. De asemenea, sunt în munți, în grotele din munți, în peșterele din munți, este acea fructă minunată care se numește ambrozia, care era dată zeilor pentru a trăi mult mai mult. Eu asta nu știu în realitate dacă trăi mult mai mult, dar știu doar că te regenerează din toate punctele de vedere. Dacă ai o bătrânire precoce sau ai, Doamne ferește, boli grave, te ajută foarte mult. Eu cunosc foarte multe lucruri interesante, chiar și cele de știință, dragii mei. Lăsați-vă sub acest video purificarea cu cositor. Uitați-vă, dragii mei, cel puțin 3 zile sau 7 zile în cazul în care doriți. Distribuiți, de asemenea, în cazul în care doriți. Și v-am spus, eu mă pregătesc cu pași încet de ritualul de sânziene. Va fi un ritual foarte frumos, mă voi îmbrăca foarte frumos, voi merge în câmp, voi face un cerc de sare, de flori, voi lua cu mine și flori de sânziene și voi face, bineînțeles, de scânte cu sânzienelor, da? Și voi face foarte multe rugăciuni frumoase pentru voi și pentru mine și cu puterea universului și a naturii, bineînțeles, vor fi primite și vom fi toți în armonie cu natura, cu universul și cu creația. Vă pup și vă îmbrățișez, dragii mei, și vă doresc, bineînțeles, o zi minunată și binecuvântată, la fel ca sufletele voastre, și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.